Mi-era frică să mai țin acolo telefonul pentru că era, mamă, ce era pe lângă. N-am fost așa ceva în viața mea, n-am văzut așa ceva. Asta e Brazilia, ce-am poftit. Bun dia de pe Ipanema de data asta. Începem vlogul aici, dar nu este despre zona asta astăzi, este despre centru vechi, care e foarte frumos din câte am înțeles, dar un pic mai nesigur și trebuie să avem grijă cu telefonul. Ne îndreptăm într-acolo, luăm un taxi și hai să vedem cum arată. Bă, ne-a lăsat taxiul în capul scărilor, deci exact în capul scărilor. Zona e așa și așa din câte am observat până aici, dar aici e super, aici e Gringolandia aici, adică nu, aici e super ok, nu ai nicio treabă. Frumoase! Hai să le mai vedem puțin. Da, deci astea scările alea faimoase, apar peste tot. Sincer, nu știu care e povestea lor, văd doar că se stă la coadă ca să faci poze pe aici. Hai să trecem repede. Nu știu nimic despre ele, știu doar că era videoclipul ăla lui Pharrell cu Snoop. Alta știu. Arată frumos. Plin de turiști, na. Obiectiv turistic numărul 1, nu știu dacă numărul 1, dar dintre principalele de aici. Da, mă, nu știu care e ideea, dar am observat că toate astea sunt din locuri diferite din lumea asta. Adică, uite, Pamplona ăla, Nuremberg. Da, nu știu, dacă știe cineva care e vrăjeanul cu toate astea, să scrie în comentarii. De aici se stă la Caipirinii, deci chiar pe asta. Da, frumoasă atmosfera. Seamănă cât de cât cu zi, alea. Cum îi ziceam? Comuna Trece. Chiar mi-au ce aminte, chiar seamănă super mult. Chestii de genul ăsta. Bun, acolo ce era fabelă, deci aici e în centru vechi. Ana, frumos. M-a ajuns în vârf, cam așa se vede. Aici, steagul Braziliei și mergem către următorul loc. Aici jos la bază restaurante, bă, arată ok, deci chiar aici la intrare e ok. Dar acum să vedem când ieșim de aici să mergem către următoarele, că am văzut pe drum, nu era chiar așa. De câtă poliție aici la baricadele astea, n-am văzut nicăieri atât de multă, deci fiecare arcadă cu una. Hai că m-am apropiat, mi-era frică să mai țin acolo telefonul pentru că era, mamă, ce era pe lângă. Deci asta aici, asta e un apeduc care nu știu care-i treaba. Și în partea elaltă, după el, în zona asta, pe seară, ci că s-ar face mai bine, pentru că se deschid foarte, foarte multe baruri. Dar acum pe zi, sincer, nu arată cum trebuie să arate. Deci nu e ok. Pentru că tu ai zice că te simți în siguranță când vezi atâta poliție, dar eu n-am mai văzut atâta poliție în viața mea. Adică, nu știu dacă vedeți câte mașini, cred că 30 de mașini. Deci, da. Clădire ciudată, deci nu știu ce naiba e. Arată super ciudat. Da. Pe strada asta ar trebui să ajungem către o bibliotecă foarte faimoasă. Din păcate nu e lume și treaba asta nu prea îmi place. Și-s mașini blindate. Am descoperit ce este cea mai ciudată biserică pe care am văzut-o în viața mea. Trebuie neapărat să intrăm. Deci habar n-aveam de ea, am văzut-o pe drum și am zis să intrăm. Hai să vedem. Este incredibil de ciudat, în primul rând. Vitrariile astea, eu am crezut că e vreo clădire de aia comunistă, brutalistă, vreo chestie de genul ăsta și biserică. N-am fost așa ceva în viața mea, n-am văzut așa ceva. Hai că nici nu-l vedeam, dar uite de acolo, Iisusul. Wow. Am intrat să caut. Deci e din 1979 și e catolică. Deci asta vreau să văd, că am văzut că mai sunt baptiști, chestii de genul ăsta pe aici, cu toate că majoritatea sunt catolici. Interesantă, cea mai ciudată catedrală, biserică pe care am văzut-o vreodată, clar. Da, arată ok și pe aici, adică zona centrală, practic, arată frumos. Hai că n-am ce comenta. Da. Asta e centru. Observ multe instituții, bănci, chestii de genul ăsta. De ce vintage arată asta, frate? Interesant. Și noi mergem către, nici mai țin minte ce mergeam, către o bibliotecă ceva. Apropo, imediat când am filmat cadrul ăla de mai devreme, o fată mi-a zis, vezi, ai grijă că rămâi fără el. Vrem, nu vrem?
și am ajuns și într-o zonă de târg. Da. Uite o piețică aici. Biserica asta arată bine, deci chiar arată bine. O clădire pe aici, de asta mai veche. Băi, frumos, e frumos. Păcat că nu prea sigur, dar e frumos. Și am ajuns la următorul obiectiv turistic. Frate, e interesant. N-am ce comenta. Deci, nu știu din ce an e, dacă să faceți o idee, un fel de Netflix al anilor 1900-1800. Știi? Aici ți ales serialul. Tragi tot asta din perete. Arată interesant. Tare. Bă, atât de mare e Don Quixote de la Mancha. Asta are, nu știu, 40 de centimetri înălțime și uite ce groasă e. Wow, 4 volume. Na, nu, 2 volume, au dublură. Să facă schimb. Cică, e biblioteca. Stai că nu pot să vorbesc aici. Așa, nu știu de ce îți vorbește încet acolo, că nu citește nimeni. Așa, Cică, e biblioteca de literatură portugheză, cea mai mare în afara Portugaliei. Interesant. Hai că iarăși ieșim aici. Trebuie să bag telefonul. Trebuie să vedeți cum stă toată lumea aici, toți gringos, toți noi, inclusiv lângă mine. Să mă filmez așa pe mine. Stăm toți pe telefon aici, e... E un fel de safe zone. Hai că am găsit un loc unde să ne așezăm și am cerut un galeto completo, care din câte cred că înseamnă un pui complet, adică întreg sau nu știu, ci că pentru două persoane. Vedem ce ne aduce. Da, a venit un pui întreg, practic, și cu niște cartofi și orez. Hai să mă vedem. Cam mult, zic eu, pentru ce vrem eu, dar aia e. Da, am ieșit, am băgat aia, a costat 70 de lei pentru două persoane. Bă, foarte ok prețurile, mai bune decât mă așteptam, pentru că Brazilia, cel puțin pe net, pare o țară destul de scumpă. Acum mergem către... Ne îndreptăm spre o petrecere de stradă, dar ar trebui să lase întunericul. Vedem cum e o petrecere de stradă de samba. Dacă tot era pe drum, ne-am oprit și la Museo Dom Amania. Muzeul de mâine, care e deschis mâine, că azi e închis mâine. Da, e aici, lângă port, o chestie de genul ăsta. E un obiectiv de ăsta destul de turistic, foarte... Nu știu ce e în el. N-am văzut pe nimeni să intre. Toți vin să uită la el și pleacă mai departe. Băi, impresionant oraș. Adică arată într-un mare fel. Pare așa mare, nu știu, are anvergură. Aici că e capitală, nu e capitală, nici măcar nu e cel mai mare oraș. Adică cel mai mare oraș e São Paulo, capitala e Brasilia. Și ăsta e, nu știu, un orășel, practic. Da, frumos. Frumos, frumos pe aici. Deci suntem tot în centru, zona centrală. Adică, da, arată bine. Hai să găsim, e o piețică care e unde se bea efectiv în stradă. Da, arată bine, dar de-abia acum începe. Adică am ajuns prea devreme, e undeva ora 6, cred, acum. Deci, locul ăsta se numește Pedra da Sal, adică de sare. Și din câte am înțeles, ați văzut mai devreme, suntem lângă port, aici veneau și descărcau sarea de pe vapoarele alea. Bun, și e și o piatră aici. Nu știu care-i treaba cu sarea și cu piatra. Poate n-am înțeles eu bine, am citit două rânduri. Nu mă documentez foarte mult. Nu-mi place să mă documentez foarte mult. Da, arată într-un mare fel și nici n-a început. E un fel de piață de caipirinha, aș zice. E plin de standuri și toți vând caipirinha. Nu știu de ce e luat de la unul sau de la altul. Strada în sfârșit. Dar vreau mai întâi să înțelegeți ce înseamnă ce s-a întâmplat aici între timp, adică e călcare în picioare, wow! Am cerut două de asta cu muci, cum îmi place mie, cu maracuja. 15 una, ci că bun, de la 10 la 20, eu am ales varianta de mijloc 15. Și pune tărie de asta 50, 15, cât era numărul? 51. De asta pune multă. Am văzut că asta este principala de aici, se face și cu vodka, dar asta e principala, numărul 51. Bă, durează, frate, deci vine semnalul greu aici. Ia uite-o.
frumos! Acest vlog aici și ne vedem până ai noi ce din următor.